Te vedeți râsul ăsta? Știți cât ia omul pe ăsta? Ia uite să-l luară de mână, bă. Bună dimineața, dragi prieteni, și bună să vă fie inima viețile mele. În vlogul de astăzi conduce Volvo FH7840 de cai puternici. Cazul în care vreți să se mulțească, dați like, da? Hai că să și mulțesc, chiar mă și gândeam. Să mulțesc cai la coc, dăm un like, facem 1000 de like-uri, face 800 de, face 1000 de cai pe el. Hai. Să ridicăm două picioare cai, bate cu copitele. Amin, amin. Deci practic în vlogul de astăzi, boys, Volvo FH de 500 2016 trage, deci că rupe, când îi dau picior, ia scârți pe asfaltul ud cu 40 de tone. Mă bata, mama, rupe undul tot. Ăsta dezmembrează. Dezmembrează asfaltul, mâncătorul de asfalt. Suntem printr-o zonă, nu știu pe unde să vă explic că suntem noi. Trebuie să ridicăm o încărcare. Mi-aduc aminte că pe aici, prin zona asta, ar putea să fi fost atunci când lucram la asta. Dar nu sunt 100% sigur. Probabil o să-mi dai o seama cam cu timpul pe unde sunt și unde ar trebui să fiu. Firma o căutai pe internet și o am aici, așa. Așa că să vedem ce o să iasă și ce o să mă pună și să încarc. Problema e în felul următor, că stau cam cu iepurile în cur, lăsând morcovul la o parte, pentru că morcovul ar fi o problemă mică. Problema e în felul următor, eu azi dimineață ce uitai să iau din firmă se numește Kinga. S-ar putea ca regele Kinga să aibă Kinga în remorcă, dacă n-are Dan Kinga să aduce marfă în carc. Am prata interioară și o trag pe ea dacă cumva se impune să pun Kinga pe marfa pe care o ridic. Acum, în funcție de marfa pe care o ridic, o să-mi dai o seama pe parcurs dacă merită să-i pun Kinga, dacă e marfă pentru Kinga sau dacă nu e marfă pentru Kinga. Că de-a lungul timpului mă uit așa la și mă uit așa și stau și mă uit așa și mă, bă, tu ești pentru Kinga, a, și dacă ia câțe și muțe, a, și gata, știi? Atunci îmi dau seama eu. Înțelegeți voi? Deci în momentul în cazul în care vreți să fiți alături de mine la acest vlog, vă recomand să nu stați pe banda aia, că de ce? Una la mână se închide după semafoare, doi la mână cei care vin din spate și vor să vedeți la stânga, nu au cum. Eu mai greșesc din momente de oboseală și din momente de non-luciditate, pentru că vedeți și voi foarte bine, având în vedere că muncesc mult, de foarte multe ori când muncesc mult trebuie să port ochelari, că mă, deja mă joevesc de cap, știi? Având în vedere că muncesc mult, mi se mai întâmplă, mai obosești, mai una, mai alta, vezi că ți arată săgeat dacă mergi în față, nu ești atent după semafoare să vezi că se închide banda, știi? Și blochezi și uite, vezi, un trecură două camioane, probabil nu treceau acum, știi? Din cauza că blocam eu banda. Aude poliția, frumos, mă salută poliția, vezi? Hai că da. Văzut și numai tu, a? Bă, tati, sunt curios ce o să încar de aici. Nici măcar nu știu în ce zonă sunt. Sunt pe undeva, știu că trecui peste poze. Vezi, mi-a prinde bec în bor când vede că ceva se întâmplă în față. Mi-a prinde bec în bor ca și cum e pericol, dangerous. Calcă frâna, brake calking. În limba engleză asta, știi, cu brake calking. Am murit. Brake calking. Deci cursuri de limba engleză găsiți în exclusivitate. Eu v-am spus că pe canalul ăsta de YouTube practic vă arăt și ceea ce nu știu și vă povestesc și ceea ce nu există încă practic, pentru că de ce nu? O preconizare din viitor. Vloguri din viitor cu regele Kinga. Aici la semaforul ăsta văd că mai avem vreo 4 minute până ajungem acolo. Și o să facem stânga aici. Chiar sunt curios ce fel de marfă oare. Eu sper să fie totuși ceva paleți, pentru că fiind paleți nu o să pun niciun fel de Kinga. Azi fiind vineri o să duc remorca în curte și cam mai o să fie pentru astăzi. Stai, pe telefon este. Te vezi că e, sunt avantaje și cu autobuzul, mă. Te urci acolo sus, stai la etaj, faci o poză aia, stai pe telefon până la muncă, dacă duceai cu mașina ta. Nu, ce mai stai pe telefon? A? Ce ce ți-a angajat e om să stea pe telefon în locul tău? A? Ce mai citeam? Mail-urile, notificările, like-urile, dislike-urile? Cine mai asculta un vlog până la muncă? Că na. Bine, să poți să-l pui și pe bord așa, dar nu poți să fii atent la el. Să vezi, să te amuzi, să ălea, să scrii mesaje. Ce ai, mă, nebunule, ăsta a crezut că o luai în față, a? Să înșeală și harta câteodată, mă.
ia mă, pe unde mă băga răs? Gata, ați revenit și recalculează foarte repede, mă. Deci, suntem pe aici, da? Mergem în față, da, 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 da. N-am fost pe aici în viața mea să mă vadă tata. Bă, e bine când mai lucrez și la alte filme, că ajungi în locuri noi, locuri unde n-ai fost și nu credeai că ai să ajungi, știi? Locuri în care ai să le arăți oamenilor ceva diferit, adică practic, de exemplu, intri în sensul giratoriu acum. Ăsta este un alt fel de sens giratoriu. Lumea stă cu alea, nu le dai prioritate la oameni, nu? Nu, că ești animal, da? Bă, la aia, trebuie kingă, mă. Trebuie kingă mare, bă, la ăștia aici. Uite, bă, la ăștia cu saci ăștia mare aici. Boys. Dar pe unde intrarea în firmă? Aia e fază. Că ăștia-s mari-s mari, eu îi văd. Aici să fie. Ei aici sunt. Dar. Pe unde intrarea în firmă? Aici e în fundătură, oare? Păi fundătură, în fundătură, dar lasă pe unde intrarea în firmă, aia mă intrat pe mine. Hai, fata mea, hai. Hai că se ridică Volvo în două picioare și te bat caiul cu copitele numai în gură. Asta a fost amuzantă. Asta a fost amuzantă. Și că se ridică Volvo în două picioare și te bat caiul cu copitele numai în gură. Mamă. Boviță, murim. Ba, ia-te facem stânga, da. Bun. Frumos, bine, încadrează-te frumos. Frumos coxul și aici să înțeleg că îți scrie hello, da? Și aici intri, da. Avem security, da. Păi ce? E ceva? E ok, da? Lasă-o că strigați voi după mine, dacă cumva vreți ceva, cu tot nadinsul țăpați voi, făcea după mine, ălea, știi? Dacă nu, fac așa un ok din mers, cum ar veni și la revedere. Bă, saci din aia, bă, saci, tare mi-e frică că acolo încărcăm saci, ce fel de saci? Uite, vezi unde mă duce mapa, uite, vezi, bă, drept în poartă mă dusă mapa, bă. Du-te, bă, de aici încolo, că drept în poartă mă dusă mapa, ca să vezi, bă, băiatul. Bă, băiatul, ca să vezi, bă, mamaie, bă. Ha. Ce? Cu spatele? Ok. Bă, zură ce-am făcut. Hai, mai spuneți ceva, na. Deci intri cu spatele în curte, așa nu e. Face legea cu mine ăștia pe aceea, vezi? Face legea cu mine, boys. Ușor, pune pe avarii. Băgat în manșalier, da, ești. Dacă nu mă încadrez din prima, să ies afară de aici, mai fac o manevră, știi? Făcut din două semne, mă, vezi, bă, cum ne înțelegem noi în Anglia asta din semne? Care m-a spune, vă mă și trebuie limba. Nu, mă, nu direct, pac, văzut și fac, jap. Două semne corecte, gata, s-a terminat bâlciu. Acum ușor să nu te urci cu fața pe bordură prea tare. Bine, în principiu motrica contează, din cauza fiind faptului că dacă treci un pic bordura, nu e problemă cu fața. Atât timp când motrica e sus, că te scoate, dacă nu rămâi blocaj. Și dacă nu e blocaj, e greu. Aude, știu. N-a avut loc în curte, o să mă întoarcă, știi? Și mă duc afară ca pe un milog și mă duc cu spatele acum, știi? Ce să faci, e ca și cum te-ai apucat de cerșit pe tir, știi? Milog. Te duci la ei, te duci, please. Loading, așa le spun acum, mă dau jos. Le spun, please, loading, frate. Așa le spun, frate, please loading. Pop, ușor cu bordura aia, unchiule. Aute-o și tu cum intru și cu fața și cu spatele, bă, regele King e cu voi. Haide, bă, deschide poarta, bă, nebunule. Mă întorsesc cu spatele, bun, acum înțelesei, na. Ce faci acum, ai deschis poarta sau ți-o rup? Din două una, mie-mi spui. Schide poarta, băi. Păi n-ai de când să deschizi poarta. Poarta n-ai de când o deschizi. Alright. 5 minute însă să aștept. Hai. M-a pus să fac prata și rea să caut, să văd dacă am king, dacă... Aici fără king nu scap. Hai. Să caut vestele vectorizante, că dacă mă îmbrac în geacă mor. Transpir de mă sparg.
Am aici vest, am tot ce vreau eu. O să avem o încărcare grea. Deci, boys, practic la această încărcare vom folosi strategia prin mulgere. Smulgere. Careva să spună ce strategie prin mulgere vrei să mulgi paletul de lei în gură, să mulgi pe el. Da! Da! Ce se întâmplă cu faza asta? Ce vreau eu să spun acum? Pii smulgere în felul următor strategia. Ia uite, bă, ce transpira să... Vezi? Mi transpiră fața fără să vreau. Gânduri, bă, când îți gândește mintea mult, îți transpiră cap. Și părul deștept părăsește, scrieți voi în comentarii. Aia, mă. Mai glumim, bă, ce să facem, mă? Că viața e grea, bă. Problema e felul următor, am 5. Am 5 în cala din dreapta, cred că am 5 în stânga. Problema e felul următor. Dacă Marfa merge în garaj, eu mori să o duc fără kingă, știi? Dar dacă nu merge în garaj, așa numai cumpără ai mei, cumpără Marfa de la ăștia. Și o distribuie un palet. Încă n-am aflat sistemul ăsta de muncă. Am văzut că au foarte mulți paleți pe acolo, prin curte, un fel de depozit gen. Dar să vedem acum. Nu știu dacă îi cumpără marfa asta de aici și o vând cu șepticile, cu 2 șpicile care vei unde prind. Dacă ei spun că marfa asta merge mai departe decât curtea mea, pune în kingă că asta e sare. Sare de să fie, da? Pune în kingă din aia mare cu clichet, da? O să fie, cred că, 20 paleți, estimez eu, asta înseamnă 10-15. 12 paleți, nu, 12-15 să fie. 24 paleți, 12-15, da? Vedem acum că încă nu trecură alea 5 minute. Trecură, practic, s-au făcut lateralele, cataramele, pe o parte și pe alta. Altceva ce pot să fac? Acum să deschide el poarta, să dau cu spate. Dacă credeai că le-ai văzut pe toate, spun eu că nu, stai liniștit. Veni râsul ăsta, bă. Veni râsul ăsta, bă. Ca să mă gonească, să mă parchez cu o loc, că nu se parc cabine cu alea. Înțelesără, să mă parchez cu o loc afară, că o să parc cabine cu alea, că nu. Înțelegeți, da? Hai, că încerc și eu. Mă străduiesc. Bă, man, bă, ce aș mă veni carul tahograf. A dormit aceea, mă trezără ăștia, mă, ălea, mă, toate ele. Hai, bă. Hai, da, bă. Hai, da. Hai, că mă duc încolo. Hai, ser. Bă, a dormit aceea, am venit la rotografă în doar 2 zile, vă dați seama? În doar 2, deci miercuri am făcut raportul, joi s-a înregistrat, s-a emis și astăzi mi-a luat acasă. Asta înseamnă, bă, măcar pe, să avem și noi câștig de cauză pe partea asta, adică. Măcar pare dacă pierzi carul tahograf, să ai și tu câștig de cauză mai rapid, adică să nu mai fiu... E o chinuia la rău cu bonurile, bă. Dar eu sunt mulțumit că m-au luat ăștia, bă, viața aia, să muncesc cu bonurile. Le-am băgat 15 ore și că nu te iau foarte mult, nu te iau. Foarte mult nu te iau, știi? Ieri am băgat cu bonurile și ați băgat cu bonurile și aia, știi? Ia uite și ăsta cum veni, bă. Știi că tu nu vezi, dacă te prie virat, dacă te prie virat și dai în spate, l-ai bombardat. Deci, practic, aici nu-i pun kinga interioare, îi pun internalurile alea. Am kinga din interioare, știi? De la de... Vă arăt eu imediat cum se face. O să face treaba aici la ăștia în curte, că e ușor. 14 palezi numai, o să vrea să pună pe... O să vrea să pună doar 14 paleți aici. Așa că e ușor. Alo. Care claxonul? Ăla pe stradă acolo. Are rampă aici, om, vizionată, vezi? Bine că te pus-o și ploaia, chiar mă întrebam. Nu mai ploia să-i de mult. Da. Auzi, mă, ce avem de făcut aici. Luăm de-asta, eu cred că sare e, dar... Îl întreb pe ăsta acum. Nu mă urmă pe aici. Numai că mi-e frică, mă sânjeresc. Mă sânjer. Mă urc prin spate. Să nu mă sânjer. Deci, practic ce o să facem? Ce va arată lumea? Comentul ăsta zise că toată lumea face în felul următor. Pune kingile interioare. Kinga interioare e așa, vezi? O desface așa. Da?
un fel de pătură, știi? Asigurare pe bază de pătură, dacă ați văzut. Cel mai șmecher stil de asigurare. Auto aici. Cel mai șmecher stil de asigurare, pătură. Să nu se bază de pătură. What is that, Polly? Salt! It is salt! Salt! No, plastic powder! Plastic, alright! Yeah. Mm-hmm. Ce urât stivuitor are, bă! Urât era stivuitorul ăla! Deci, practic, o să fie undeva 7 palete pe parte, 7 palete pe parte. N-am nevoie de tot. N-am nevoie de toate chingile. Cred că cu două plase sau 3 plase am să reușesc să asigur, știi? 3 plase. 2 și încă una. Au, dă, ca la nebun aici, băiatul. Au ce aici, ha? Se uleacă afară, dar cărcare ușoară, stii, dormi o leacă pe stradă așa. Ca la nebuni. Stil boschetăreală. Boschetăreală style, știi? Plastic, mă, cred că e sare. Plastic bag. Granule de plastic, cred că sunt, mă. Adică un fel de plastic tocat foarte mărunțit, mic. Ta, ce stibuitor, bă, ta, bă. Ta. Urât este stibuitorul ăsta, să mă bată, mă. I don't. Yeah. Always. Unde vine ploaia asta, cred că din cer. Bă, da, să pusă, bă, băiatul. Deci 14 palet practic, boys. Dacă pentru un palet îi luau cam atâta, deci aici să fie al doilea palet. 3-lea poate să fie aici, 4-lea oare, 5, 6, 7. Ia pe aici. Da. Asta descarcă în garaj și probabil vând ei care pe unde cumprind. Știi? Că ăștia n-au numai transport. Au și distribuție, au și toate nebunile unde, au și depozit. Știi? Bă, dar urât stivuitorul. Câți metri poate prinde o plasă din asta? Ar merge să pun o plasă? Da, ar merge să pun o plasă, da. Sur să nu-mi bag vreo cataramă în dinți. Auzi-o, man, o plasă, o plasă. La doi palet câte o plasă, știi? Da. Au jocul să se pe bază de plasă. Foarte șmecher stilul ăsta. Stilul ăsta e stil Pallet Force. Știi? Dar nu merge la marfa grea. De obicei merge la orice marfă. Dacă polițistul vrea să te lase. Cer voie. Zici, domnule polițist, îl sun, știi? Și zici, bă, aveți și noi voie. Bă, viața mea, stai că să vezi că nu sunt eu în tură și nu știu dacă... Știi? Și nu știu dacă asta, nu știu dacă alaltă. Înțelegi? Uite, cam așa arată, vezi? Asigurare pe bază de plasă. E ok, zic eu. Eu n-aș fi asigurat deloc dacă mă întrebi. Dar, nu. Să zici pe partea aia, să pun și pe acolo un rând. Și practic o să fie așa vreo, dacă pun o plasă pe câte 2 paleți, pe 2 paleți și 2 o plasă, da. O plasă pe câte 2 paleți, asta înseamnă că se pun 7 plase. Câte plase, băi, nebunile. Ia uite să-l luară de mână, bă. Nu mă știu ce o socotie acum, că stai că socotesc eu. Ce ai? Cum sunt? De două ori. La mișto așa pune la plasă. Plasă de asta la mișto. Plasă în casă. Plasă în casă. Vrei să pui o plasă în casă? Pune o plasă în casă.
Aveam brace din ăla, dar e mai multă muncă la racet. O arunci peste, o asigur. Bine că vreau ăsta, știi? Că nu toți vor. Sunt site-uri unde nu te încarcă dacă nu-i pui ce vrei și cum vrei. Băi, dacă am 2, 4, 6 pareți. Și pun și ultima, așa e, da. Deci ajunge undeva la jumatea. Mai mult de jumate de mort. O să fie full. Știi? O pun și pe partea aia. De ce nu pui, bă, ca să muncim amândoi? Adică să pui 2-2 și pe aia să pun plas. Pe aia să trag în față prelata. Știi? Trag în față prelata. El o să vină până undeva pe aici. Revenim din cabine, că o încarc ăsta aici, sigur, și vedem, o luăm încolo. Acum încă, uite, vedeți râsul ăsta? Știți cât ia omul pe ăsta? Am spus în felul următor. Dacă se ia 12-13 pe un stivuitor într-o hală, el pe râsul ăsta ia 14-15. Pentru că ăsta este pentru locuri înguste, vezi? Îl vezi? Îl vezi cât de urât e? Asta e pentru locuri înguste. Testul e mai greu să-l treci când ai test să obții licența. Adică să obții asta, să obții, spune-i tu. Spune-i tu, să obții permisul, că și prezentul să trebuie permis. Știi? Dar după aia câștigi mai mult. Dar și să-mi doai așa, să faci urvăzură, să... Când ne spărie aia rămosul de zice, bă, ce-i cu tine? Să deschide singura asta. Haide, ridică-te la ce, hai acasă, bă, tată, bă. Băi, mă întreb acum că ăștia m-au descărcat în garaj de marfa asta sau nu mai luați remorca avea acolo prin curte. 75 de km până acasă, mâine se încep la 7. Așa că, boys, în cazul în care v-a plăcut vlogul de astăzi, man, ce să vă zic? Afară și informația asta că pe sucitul ăla se câștigă mai mulți bani pentru că e mai greu de manevrat decât pe un stivuitor normal. Oamenii playing football pe acolo. Eu ce să vă zic? Am văzut noroc cu kingile alea interioare când salvară viața. Că eu m-aș fi mulțumit să nu fi pus kingă deloc. Dar totuși alea sunt mai bune decât... Sunt mai bune alea interioare decât... Decât alea cu cricket. Acum cam atât vreau să vă arăt pentru astăzi, man. Vă pup și vă doresc o zi super faină, minunată, super exotică. Mai conduc o oră până în firmă de aici. Și de data viitoare cu cea mai mare și pace și cu cel mai mare ok. În cazul în care v-a plăcut vlogul de astăzi, dați like, dați subscribe, bifați clopoțelul că vine conținut constant pe acest canal. După cum știți, pe fiecare să postează câte un nou vlog. Dați follow pe Insta și pagina de Facebook cu Adrian Cuplu, inclusiv pe TikTok în cazul în care vreți. Vă pup și vă doresc o zi minunată!